Vă salut, oameni buni! Am ajuns la satul mare, la domnul Doru Vida. O stupină foarte frumoasă are domnul Doru aici. Aici domnul Doru le pune apă. Vă salut, domnul Doru! Salutați apicultorii care ne urmăresc! Vă salut, sănătate, numai bine! Ce faceți? Da, uitați, pe aici, prin stupină, ce poate să facă un apicultor? Da! Vă poftim și pe dumneavoastră! Da, gata, acum filmăm. Ăsta de ce stă afară pe aici? S-a umplut lada? Se pare că da! Se pare că da! Văd și... că sunt mai mulți așa care au albin afară. La temperaturile care au fost în ultimile zile. Le-ați pregătit, am văzut pe stup acolo și gratiile astea anteșoareși, nu? Da, încet o să le punem și gratiile, că se pare că va fi nevoie. Aici văd că aveți trei corpuri. Trei corpuri, da. Corpul de jos de bază și două magazine. Unde aveți cuibul aici pe... Jos. Deci jos aveți cuibul. Sunt cu fund fix. Da, cu fund fix. Fund fix, da. Nu intercalați după stors caturile ca să urce... Nu, nu. Da? Jos am ramă întreagă și două corpuri 3x4. Și sunt stup pe 10 rame, nu? Da. Că mi se par lați așa de asta. E scândura mai groasă. Scândura mai groasă. Da, da. De asta mi se pare. Nu e de 22, de 2,5. Așa, și cuibul aveți de ramă de 1 pe 1 și astea sunt pe 3 sferturi magazinele de recoltă. Astea, magazinele de sus, sunt magazii care au fost date la linz după stors. Da. Și acum le verificăm să vedem. Dar au linz pe sărăcie cum ai adus în ele, ia uitați. Stați numai puțin să aprind blițul. Deci au băgat-o la loc. Da. Și ce culoare au albinele? Sunt galbene... Adică albină cu tergite galbene. Păi... Ce aveți în stupină aici? Aveți și carpatină? Ce aveți? Am și carpatină. Da. Și... Dacă ați auzit de crescătorul ăla de măci galbene. Cine? Cine îi? Ca să vorbesc așa mai... Pă Dumitru Oprea, n-ați auzit de el? De la el am. Așa. Și s-ar putea să fie un pic mai... Da, deja... Ia uitați, a băgat înapoi. Dar de la ce credeți că aduce? La... Nu pot să-mi dau seama. S-ar putea să fie și un pic de iulișcă. S-ar putea să mai fie undeva vreun lan mai întârziat de floarea soarelui. Da. Și floră spontană. Asta la fel. Mă uitam, aici aveți... Putem lua jos un ETA, să vedem ălalalt ce este. Aveți aici o lizieră frumoasă de salcăm. Da. Și livada. Păi de-aia n-am probleme cu polenul. Primăvara. Aveți dezvoltarea de primăvară asigurat, da. Polenul da, și... Da. Plus că fiind aici pe malul Someșului, în lunca Someșului, am și salcie multă. Aveți Someșul aproape aici, da, la foarte cât... aproape, la 300 de metri. Da. Da. Nu mai mult. Hai să vedem. Țineți 9 rame în... Sau țineți mai multe în timpul culesului? Nu. 2, 4, 6, 8, 10. A, 10? Da. A, dar aveți spațiul ăsta, de asta mă gândeam eu. Nu l-am numărat, dar am văzut spațiul ăsta aici. E făcut pentru rame late. N-am avut rame late de alea de magazin cât am vrut eu și am pus și din astea late mai înguste. Rame normale. Păi și pe cuib cum le... Pe cuib intră normal 11 rame. 11 rame. Da. Le-am făcut, ăștia au fost făcuți la comandă, da. Și să intre 10 rame și o diafragmă. Și o diafragmă, da, da, da.
Să lucrați mai ușor. Asta da, văd că e plină, rama asta. Așa o văd eu. Ia să vedem. Hai să vedem cum arată. Deja începe să căpăcească la partea de deasupra. Da, e full. De-aia am zis că am impresia că va trebui să mai storc o dată. Da, păi dacă mai aveți pe fiecare magazie câte 2-3 rame de-astea... Sunt și mai multe. Da, mai stoarceți ceva miere. Și aici începe să termine. Da, oxistripul, da. L-ați avut toată perioada verii, nu? Da, am ținut oxistripul pe ele. Și acum deja ați băgat altceva sau nu, urmează? Nu. Altfel nu mi-aș permite să storc. Să... Da, 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 și să lăsați încă ramele de să... precolt. Mă gândesc să fac un tratament, dar după ce termin cu etajele, cu da. Magazile de luat jos, mă gândesc să fac un tratament. O să mă uit și încă ce am făcut anul trecut, să nu mai repet. Da, da, da. Să alternați și cu altceva. Bineînțeles, să alternăm substanța activă, ca altfel. Așa, cu ce obișnuiți să faceți? Ce... La flumetrinul am folosit da? Substanță, ca substanță activă, amitrazul, da? Oxistripul și cam atât. Cam atât. Da, tauflavalinatul. Da, da, da. Bun. Cum a fost anul ăsta? Fumul ăsta? Da, necăcios. Eu sunt mulțumit. Anul ăsta sunt mulțumit de rezultate. Am avut ani. Și mai buni, nu? Sau... Mai puțin mai bun ca ăsta. Da? Da, dar am avut și ani mai proști decât ăsta. Dar, da, nu pot să zic, dar pot număra pe degete cât am avut mai buni ca asta. Și cei mai buni am de când am mărcile de la numitul crescător. Da, mulțumesc frumos. Deci s-a cunoscut la producție, da, nu? Da, categoric. Categoric. Care chiar mă bucur atunci când... Îl mai deschidem, domnul Oprea? Ia deschideți-l și pe ăsta care e barba afară, adică barba, care eu sunt așa. Da? Ăsta? Haide să-l vedem. Deci, încă o dată spun, ăștia au fost recoltați odată. Da, da, da. Vreți să ne băgăm și în cuib la el? Păi, dacă... Se doriți. Da, sigur, sigur, dacă nu ne e cam târziu ori acum să mai umblăm prin ei, dar... Târziu, da. O să scot două rame ca să pot scoate... Da, păi de-aia mă uitam, că sunt cu falț. Fiind cu falț, nu pot să le... Propolizează și da. Mai greu de desprins, de foarte dezlipit. La mine n-am nicio treabă cu problema asta. Că nu am falț pe magazin. Dar aici au fost, ia uite, da, aici. Și aici a băgat. Păi da, da. Uitați că mai sunt rame și mai... A, păi următoarea e căpăcit aproape... Le-am zis că cu certitudine mai trebuie să storc o dată. Da, da, da. Da, păi asta am trebuit extras. Se vede că au fost extrase? Da, 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 da. S-au rupt la transport. Și acum, uite, băga din nou. Se aud și pe aici, pe la dumneavoastră, prigorile. Se aud. Da, da, da. Dar nu tare stau aproape. Foarte aproape de stupină nu le-am prins. De auzit, se aud. Sunt. Da, da, da. Sunt. Așa dezlipiți așa, corp. Altfel, n-am nicio șansă. Bă, băleu, asta e greu. Greu. E greu, păi are multă miere căpăcită, deja aia maturată e mult mai grea decât necăpăcită. 10 rame. Da.
Câte benzi de oxistrip ați băgat anul ăsta? Cam 3. Cam 3, nu? De aici văd doar 2, cred, aici au fost. La Learos deja. Da, da, a fost dusă. Se vede urma ei. Asta o să... Seara mai dăm un pic de fum. Da, e seara. Deja eu la ora asta nu mai lucrez în... Eu așa fac. Când se înserează, le las în pace, nu mai umblele. Da, coroniță destul de mare și aici avem larvar. Da, foarte frumos s-a văzut. Pe partea asta căpăcit. Asta o să o punem un pic deoparte. Are loc acolo? Da, da. A, așa, da, da. Nu de tot, dar cât... Mai desfacem. Deci pe a doua ramă aveți puiet căpăcit și larvar. Larvar. Aici bănuiesc că tot în partea de față. Larvar mărunt. La fel, un pic mai mare. Da, aici se vede. Și poate să vadă și pe partea cealaltă, chiar dacă e mai mărunt. Dar am nicio problemă. Da, se vede, se vede. Numai am zis că poate se vede mai bine ăla mai mare. Da, 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 da. Se vede că am aprins blițul la cameră și pătrund de lumina se lucește când are puiet larvar. Da. Aici avem în toate stadiile. Da, puiet căpăcit și păstură. Căpăcit, păstură. Da, da. Păstură frumoasă acolo. Este, iese. Da, da, da. Domnul Doru, îi duceți în pastoral, nu? Da. Ca să știe apicultorii, eu am mai vorbit cu dumneavoastră, dar... Mamă, ce ramă frumoasă cu păstări. Wow! Le-ați dat și turte ceva înainte? Nu. Nu. Încă nu. Da, foarte frumos. Că câteodată când dai turte, mai păstrează din polenul ăsta care le aduce. Nu, încă nu, n-a fost nevoie. Dacă vedeam că sunt probleme, dădeam. O ramă foarte frumoasă și valoroasă. Sunt ani în care, da, am mai dat și turtă proteică. Dar anul ăsta n-a fost nevoie. Da, când e nevoie, de ce să nu administrăm că le ajutăm, nu, da, nu le facem rău. Ce culesuri aveți așa pe zona anual? Pomii fructiferi, rapița, da. Salcâmul. Foarte frumos. Astea sunt de la... Tot de la mine? Tot de la crescătorul ăla de regine. Da, vezi ceva mărși de la mine, nu? Păi când ai de ceva bun, mai lași din mână? Așa este. Când ai de calitate, te ții de ea. Deci aveți rapiță. Rapiță, salcâmul. Salcâm. Floarea soarelui și am polifloră. Aici sunt foarte multe zone cu floră spontană, fiind și lunca someșului. Da, da, da. Pe lângă apă, așa, se regăsesc mai multe... Păi de la apă până la... Am văzut și matca. Da. O avem aici. Da, aici s-a șters marcajul. Aia mai e... rămas decât un punct. Da. Hai, nu pleca, stai cu minte aici, știu că tu vini tăticul, dar stai aici cu minte. Eu zic că e suficient pentru la da, asta, da, sau? Da, da, nu. Vrei să mergem până în capăt? Nu, am văzut, deci m-a interesat să văd miere, păstură, cum are puietul. Și dacă e matca aia, nu? Da, 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 o cunosc. Da, foarte frumos. Mă uitam, am vrut să mă uit de hrană, că... Mă gândeam, zic, să nu fi urcat de jos. Dar nu, 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 are rezerve destul are de bune. Rezerve, da. Pe...
Am scos margina, n-am scos, așa-i? Margina așa. N-a scos. Hai să vedem ce avem pe asta ea. Asta bănuiesc că e full. Nu, e foarte bine. Nu e chiar full, nu e chiar full, dar a băgat și puțin polen. Asta s-ar putea să o și scot. La ce este pe... Da, oricum, dacă nu iernează pe 10 rame, ce rost are să... La mine încă e de vreme să zic pe câte rame am să o iernez. Da, da, da. E de vreme. Din moment ce încă mai au cules, ați văzut. Așa este. Mai au puiet care trebuie să iasă. Așa și-a format? Așa. Care puietul să... Nu, așa. Cum a fost așa... Introducem la loc, ca să nu-i stricăm feng shui-ul. Să nu-i stricăm feng shui-ul, da. Da. Mi-ați trimis filmulețele alea cu Evodia. Da. Și acum am văzut eu cât de mare aveți Evodia aici. Da, în film pare mai mic, așa, mai... Da, da. O să-l filmez eu de aproape. Ok. Deci e grea, nu? Are ceva. E grea, e bine. Atâta timp cât nu e ușurică, înseamnă că au toate condițiile să-ți vadă de treabă. Așa este. Acum s-au retras, dacă am umblat în el. Și oricum se face puțin mai răcoare, că... Păi este, e. A, și aici tot Evodia e și ăsta. Da, doar că ăsta s-a uscat. S-a uscat din nou. Da. Și el a fost Evodia, dar s-a uscat. Și a dat puieți ăștia. A dat puieți, da. Și o să-i lăsați doar unul, nu? Unul, sigur, unul. Da. Îmi deschide și un roi? Da, cum să nu. Ăștia când i-ați format? Ăștia au fost formați la sfârșitul lui iunie. Da. Pe două rame. De două puiet, rame de puiet, albină căpăcit, și puiet. Albină și puiet căpăcit și una cu mâncare. După aceeași vatră. Da. N-am plecat de aici. Deci puiet, da. Asta, albina cu legătoare a plecat după acele rame. A rămas n-a fost ajutat cu absolut nimic. Absolut nimic. Și acum au ajuns pe 2, 4, 6 rame. 2, 4, 6 rame. Și încă una după diafragmă, care e și aia plină cu albină. Ia, scoate-ți și pe aia să vedem. Da, sigur. Cum să... Da, și a băgat aici puțin nectar. Păi. Deci au un cules... Au ceva cules, de-aia nici nu... Foarte bine, foarte bine că au un cules de întreținere. Măcar de întreținere să... Da. De-aia nu fac tratamentele, pentru că... V-am zis, pe celelalte setajele, încă pe ele, și nu vreau să... Ia uite, vezi, uite cum. Eu în perioada asta, doar dacă am un cules de mană, dar nu s-a mai întâmplat. Nu, de mană, că se vede pe... Nu, la mine, doar un cules de mană, dar nu s-a mai întâmplat din 2015. Da, se vede cum lucește, rama plină. Aici are puietul ieșit. A băgat ceva? A mai băgat ceva? Nu văd. Nu văd dacă e ouat sau nu. La loc. Nu, da, nu da, e ouat la loc, da. E bun. Super, e plin. Nu văd cu ochiul liber, e destul de... Da, și e și seara. Bănuiesc că și aici la fel. Și aici la fel. Dacă nu, o fi deja larvară mărunt. Nu, tot pont are. Tot pont, da. Bun. Da, având culesul ăsta, ele încă își continuă... Du-te, fată, mai cu. Nu mai prinde de ramă de unde prind și eu, lasă-mă pe mine. Da, da, da. Mai are câte una obraznică, prinde de ramă de unde prind și eu. Oxistribul văd că și-a făcut treaba, că este deja ros. Păi. Puiet foarte frumos. Frumos, compact. Compact, da. Deși albină galbenă. Da. Să specificăm și lucrul ăsta. Da, 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 păi numai la albina galbenă se întâmplă să fie pestriți.
așa ceva. Aici, deja din centru a ieșit, are aici, pe partea asta, e larvar deja mare. Căpăcește acum, căpăcește acum, da. Da. Foarte frumos ce văd acum. Acum nu vă mai feriți de albine, vă feriți de viespi. Da. Așa se întâmplă și trebuie să pun. Până acum n-am sesizat numărul lor destul de mare, văd acum. O să pun capcane de viespi. Da, dar trebuie totuși, în perioada asta. Spre deosebire de anul trecut, e mult mai bine. Mult mai puține, nu? Da. Anul trecut a fost o invazie. Și aici, pe a treia ramă, nu? Sau care? A patra este. A patra. A patra. Cu puiet. Da, iarăși căpăcește, compact, a cincea frumos. Din sub, a patra cu puiet. Și aici la fel, și larvar, de jur împrejur. Da. Foarte frumos arată. Puteți să filmați și în stup, să nu... A. Eventual, pufulez de oxistrib, dacă nu găsiți da, altceva. Da. Nu, arată foarte bine. Specific că nu au fost ajutați. Asta de pe marginea cu mâncare, da, dacă cu mâncare. Vreți să o scoatem și pe aia. Să vedem dacă avem păstru pe aia. Că bănuiesc că miere are. Dacă și-a băgat rezervele de păstru. Și văd aici albinuțe cu... Ia, întoarceți-vă puțin spre mine, așa. Albinuțele astea vedeți că au... Galben. Ia țineți mai puțin. Puteți? E pulen. Ca să-i dau eu că n-a focalizat bine. Așa. Deci au pe cap pe unde se duc la floarea asta, dar aduce polenul. Da, da. Cred că și nectarul tot de acolo. Văd și ceva celule acolo. Da, 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 da. Păi asta e. Sunt câteva celule, dar are polenul ăsta adus acum proaspăt galben. Da, da, da. Deci da, are și... aici este păstură, pe partea asta înaltă. Da, 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 da. Și a făcut o rezervă frumușică de păstură. Da, arată foarte bine. Format deci, de două rame cu albină și puiet și ramă cu mâncare, cu ne-a ajutat. Alt puiet, cu alt, nici măcar cu hrană ne-a ajutat specific. La formare au primit o ramă cu hrană, atât. Așa, vă las să-l închideți. Folia înapoi. Frumos. Da, ce le mai putem spune la apicultor din Undoru? Să aibă grijă de albinuțe, să le trateze cu respect, să le ierneze cu grijă, ca să aibă butoare pline și la an. Da, da, da. Cum își pregătește începutul ăsta de sfârșitul ăsta de an apicol, da, așa va fi următorul an. Categorie. Am văzut o albinuță aici pe Elophantis. O plantă foarte vizitată de albinuțe. Acesta este copacul de Evodia. S-a trecut înflorirea. Aici semințele care intră la copt acum. Ce livadă aveți aici? Ce pomi aveți? Am un rând de peri, un rând de nectarini, piersici. S-a făcut deja întuneric, dar am aprins ăsta să se vadă. Mărul ăsta, wow, ce frumoase sunt! Cât de mari sunt merele astea! Cum se numesc astea? Williams. Da? Spere Williams, da. Dar deja, nu știu, am... Wow, pe asta a rupt crenguța de acolo, da. De greutate. Stai să vezi mai acolo creangă ruptă. Aici sunt patru deja, am îndoit de tot creanga asta.
Ați mai pus și puieți așa pe unde am mai... Da. Ei, nu mi-a plăcut un soi, l-am schimbat, am pus altul. Da. Da. Majoritatea s-au tăiți. Ce frumoase sunt. Wow, a rupt de tot sau s-a îndoit? Și rupt și îndoit. Da, păcat. Da, da, sunt rupte crengile. Da, e rupt. Foarte multe și foarte grele. Da, da, da. Wow, câte sunt aici. Da, trebuie scurtat cât mai mult. O să-l, o să-i corectez. Da, da, da. Astăzi, da, le mai târzi. Da, da. Da, și aici. A plecat tot asta. Și sunt soiuri care deja s-au terminat. Le-am cules de tot. Ai văzut. Da, o șansă. Să nu dai mai rămas pe ele. Ai? Da, da, da. Deja ai... Și asta urmează să... Astea sunt mai... Astea de mai micuri, așa, da. Mai mici, da. Dar e un soi de vară. A, sunt coapte deja da, acum? Păi, da, par necoapte, uite. A, da, sunt coapte. Ăsta la fel. Deci rândul ăsta l-aveți numai cu peri. Numai cu peri. Așa. Următorul rând... Rândul ăsta au fost nectarini. Numai nectarini. Au îmbătrânit. Da. Nu mai dat producție. I-am scos și am înlocuit, am pus piersici în o culori alt nectarini mai tineri. Uite, vezi, e plantat fiecare pier. Da, da, da. Ăsta urmează să-l altoiesc. A dat de sub altoi aici? Da. Deși trăiește și altoi, nu-mi place. Soiul și-o să altoiesc în ăla. E păcat să pierd rădăcina. Da, 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 da. Că are rădăcina sănătoasă. Da, da, da. Și tot s-au mai rămas câteva, numai rest sau culet. Mărul ăsta e full acolo. Dar de fapt toți au... Hai că venim înapoi, mergem pe da, rândul. Da, mergem pe rândul celălalt. Da. Uite, o găleată de pere. Puh, cât de multe. Și una lângă altă. Da, deci una lângă altă. Ciorchine. Asta-i tot. Ăsta iarăși e plin. Da, uite cum arată. Uite, să fugă. Și ăsta la fel. Toți sunt încărcați. Aici iarăși s-a rupt crânguțele cu aptarod. Asta una e ruptă, dar tu cred că e numai în doi. Da, e aia. E ruptă? Nu e ruptă. Nu, e doită. S-a plecat, nu? Asta au un gust deosebit. Da, da, da. Au un gust deosebit. Chiar te rog dacă vrei, uite asta. Sunt multe pe jos pe aici. Coaptă, asta e coaptă și dacă vrei să o guști, cu mare drag. Uite, nu are nimic, nu a căzut de ăsta, e căzut da, de coaptă. Da, da, sănătoase, da. Da, uite. Te ajut, le duc eu. Țineți-le că nu am cum să le țiu. Scuză-mă, ca să pot să fii... Astea sunt foarte bune la gust, tare mi-au plăcut. De aia l-am și aici în mine. Astea la fel. Nu sunt frumoase ca aspect. Da, da, da. Dar când se coc, au un gust deosebit. Deosebit. Bănuiesc că și asta se mai târzi așa la... Da, mi se pare că se numește un toasa de Hardy. Dacă nu mă înșel. Nu știu dacă cunosc soiul. Nu cunosc, dar astea bănuiesc că alea care le cumpăr din alea tari. Da, doar da? Că ce le cumpăr din ăsta niciodată nu vor avea gustul ăsta. Pentru că culese acum verzi da, și da. N-apucă să aibă gustul și uite ce pe el.
Foarte mult a produs. Mai mult decât trebuia. Așa ceva nu am mai văzut. Așa ceva nu am mai văzut. A căzut un apă, nu? Da. Da, da, da. Asta e mult. Dacă vrei să o guști. Sunt tare acum? Nu. E moale. Vei de asta. Royal Gala, mere. Și astea sunt copte, gata. Da. Și uite-te la pom de... Da, acum e în al treilea. Subțirel. Și e plin de mere. Ia, fi liniștit dacă vrei să... Ia jos, făceam așa pe lângă... Nu-ți fie milă de ele, că... Îți deconfum, nu... Știu, știu. Dacă vrei să-l gust, să vezi... Nu, am luat nu trebuie să-l mănânci, nu ești obligat să-l mănânci. Pune-l jos, că vin și așa culeg, le culeg eu pentru altceva. Da. Deci, nu ți-a plăcut gustul sau... vrei să mai gust și alta, arunc-o jos acolo lângă... La baza pomului și... Uțu, se numesc. Cresc, bine, astea nu o să crească, că n-apucă să mai crească, da, da, da. E tânăr pumul, uite așa la dimensiunile astea, cresc, muțu. Da. Așa pe mine, cum se vede, sperea. Ăsta-i un și... japonez, dacă ai auzit de ele. Le cresc, nu unele îmi pare rău că nu mai este niciunul pe ele. Dar văd că îl afectează dăunătorii, văd da, că da, dar... toate frunzele. Uite așa pe mine făcut. Da? Păi de așa până a făcut. Cât deja s-a terminat și ăsta. Da, e gata, sigur, de făcut de mult. A, văd aici, dar deci... Nu, sunt un sfert din cât se vor dar face. Dar ele rămân verzi? Rămân verzi, așa. Verzi, da. Și după ce s-au copt, și dacă le ții până la anul și stau foarte bine peste iarnă. Astea da. Stau foarte bine, în orice condiție aproape, și la căldură. Da, da. Stau bine pe iarnă. Astea sunt alea bol de iepure. Anul ăsta nu s-au făcut wow cât de mari, nu știu de ce. Că dacă ați fi oamă sus. Acum ați prezint doi pruni de 4 ani. Uite-te, n-am văzut așa ceva. Topen. Cât de mari sunt. Topen. Topen? Așa, da. Așa se numesc. E un soi de prune. Mănânci două prune, de asta te-ai săturat. Nu, nu, dar e un soi de prune. Ce îmi place la el este că nu-și pierde, chiar dacă ajunge să fie copt fructul, da. Nu-l pierde. Uite. Da, 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 el ține... De prune, da, da, da. Îl ține pe el. Nu le-ai cules, nu le acolo da. Stă toată iarna sus pe el. Bine, fructul să distruge, îți dai seama ce se distruge, dar... Bol de epure, nu? Da, 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 bol de epure. Altopen, tot același soit ăla, din ăsta vreau să mai altoiesc, am în capăt vreo 3 care nu mi-au plăcut, au dat foarte puțin, da, deși da. Groș, fain, nu știu ce să nu mi-au și plăcut. Ăsta de unde l-ați luat? Se găsesc? Din Austria l-am adus. Ah, deci nu. Acum s-ar putea să găsim și pe piață la noi, dar când i-am adus eu era... Ce vreau să faceți? Să-mi trimiteți așa din ce aveți dumneavoastră care e mai deosebit. Da. Să-mi tăiați crenguță tânără de anul ăsta în martie. Le sigilez frumos și ți le... În martie mi le trimit. Și îmi scrieți pe ele bilețel. Soiul. Da, da, da. Sigur. Cum să nu, că și mie îmi place să altoiesc. Știu. Știu. Chiar am văzut pe mulet la tine când ai arătat că ăsta l-ai altoit. Ăla... Chiar da, da, da. Am altoit unul, l-am făcut prun. De două feluri, cais, sorcov. Nectarin. Ai și... Făcut da, 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 am făcut o sorcovă. Și eu am făcut din astea, de-aia le zic sorcovă. Da, da. Să nu te sucări că l-am botezat sorcovă. Da, da, dacă nu ai spațiu, cauți să faci da, cât mai nu. Mulți într-unul. A, și ăsta e tot ca ăla care... Mi-a zis că sunt mari nu, și astea. Da, dar astea nu-i mult. A, nu, că le înroșește. Asta le... Da, da, ăla rămân vers. Da, da, da. Dar sunt mult mai mari ca astea ăla. Mult mai mari ca astea. Da, sigur. Și asta are o jumătate de kilogram, naibii. Dacă dorești, îmi spui numai da. Din alea, așa și nicio problemă. Dar nu mi-e greu să-ți trimit. Acum deja nu tare să mai văd punele, dar uite ce-i pe el. Full. Ia, bagă-te un pic așa în el să vezi. Sunt ceva. Zici că struguri așa stau, ia, șorchit. Da, fac.
fac. Îți prune, nu? Fai de cap. Și creangă asta până la pământ. Nu.